Un executor judecătoresc din raionul Florești a cerut șpagă pentru nepunerea în aplicare a unei decizii de judecată. Funcționarul ar fi cerut 300 de euro de la un bărbat pentru ca fiul acestuia să nu fie sancționat cu muncă neremunerată în folosul comunității pentru comiterea unui furt. Executorul judecătoresc a fost reținut de ofițerii anticorupție în momentul transmiterii banilor într-un bar din Florești. Actualmente funcționarul este cercetat în stare de libertate. Dacă va fi găsit vinovat, executorul judecătoresc riscă de la 5 până la 10 ani de pușcărie, cu amendă de până la 60.000 de lei, cu privarea de a ocupa anumite funcții pe un termen de până la 5 ani.